Ninge ca în povești la Botoșani. Lucrurile nu sunt însă chiar de basmă pentru șoferi. Drumurile fulguite și alunecoase le dau bătăi de cap. Tocmai de aceea botoșenenii care nu au avut timp să-și echipeze încă mașinile pentru iarnă au dat fugă la vulcanizări și au stat la cozi kilometrice. Angajații de la depozitele de anvelope nu au avut răgaz nici măcar să-și tragă sufletul. Conform legii, atunci când ninge sau drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei, șoferii trebuie să-și doteze mașinile cu anvelope de iarnă. Pentru a fi sigur că toți conducătorii auto respectă prevederile legale, polițiștii rutieri au organizat controle pe drumurile județului. E în regulă, echipată când trebuie, nu trebuie să documente și dacă sunt regulă. Desfășurăm o acțiune pentru a verifica în trafic starea autovehiculelor. Ne interesează în primul rând dacă acestea sunt dotate cu anvelope de iarnă, iar cele destinate transportului de mărfuri și cu celelalte elemente speciale. Polițiștii rutieri îi avertizează pe șoferi că sancțiunile pentru încălcarea legii sunt usturătoare. Aceștia pot rămâne fără plăcuțe de înmatriculare, fără certificat de înmatriculare, dar pot primi și amenzi de aproximativ 3.000 de lei. În cazul în care autovehiculele sunt identificate circulând fără a fi dotate cu anvelope de iarnă, conducătorii auto riscă o sancțiune contravențională, iar pe lângă aceasta, ca măsură complementară, se deține certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare. Atragem atenția tuturor conducătorilor de autovehicule că dotarea cu anvelope de iarnă este obligatorie atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, mâzgă, polei, gheață. Pentru autovehiculele cu o masă totală maximă autorizată până în 35 tone, este obligatorie dotarea cu anvelope de iarnă pe toate roțile. Șoferii spun că drumul este circulabil deocamdată. Aici problema e de la Botoșani până la Ungureni. Acum a trecut mașina de zăpezire. De la Ungureni la Săven se circulă bine, chiar e curat toată șoseaua. Aici e un pic de problemă, dar văd că s-au sunt acolo sărărița și cred că se rezolvă până într-o oră. Prețurile anvelopelor de iarnă variază în funcție de model, dar încep de la suma de 200 de lei bucata. Totodată, dealerii de anvelope spun că este indicat ca șoferii să le prefere pe cele noi, în locul celor second.